O fată trebuie să facă sex doar după căsătorie. Dar dacă a avut mai mulți parteneri sexuali, nu e ok. Un băiat? Păi nu prea contează, dar este acceptabil să facă sex și înainte să se căsătorească. Unii trăiesc adevărate drame din cauza acestor reguli încărcate de stereotipuri și prejudecăți. Haideți să vedem în secolul 21, în anul 2021, ce cred moldovenii. Câți parteneri sexuali este ok să aibă o fată și un băiat înainte de căsătorie? Câți parteneri sexuali ar fi ok să aibă o femeie înainte de căsătorie? Eu cred că doi. Doi. Maxim doi. De ce doi? Și unii piai. Pentru că unul cred că prima aventură să încerci, să... Da. Dependență de fată. N-am numărat. Fiecare cu organismul lui, niciunul. Сколько ей захочется. Nu este un număr fix. А если никого не встретила, так что будет? То может и ни одного не будет. Din moment ce ai iubești, nu mai ții cont de ce a avut în trecut. Da, doilea... Ca să aibă ceva idei după asta, ceva experiență, ceva capsul surșneț unde am. Niciuna. Перед браком она может сколько угодно. Но должен быть один, если собирается выйти замуж. А вообще можно и не один. Niciuna. И Библия, кажа. Dacă ai avut peste 100, asta e exagerat de mult. Un bărbat. Câte parteneri sexuale ar fi ok să aibă înainte de căsătorie? Fi perfect să-și găsească persoana potrivită din start. Pentru un bărbat, cred că e mai istit. Ei, cred mai mult. Oricum ar trebui să aibă. Cred că tot așa, ca femeia. Tot, doi, maxim doi. Maxim trei, maxim poate 5-7. La bărbat de altfel, dar nu trebuie nici tare mult. Trebuie să fie tot făcut în niște relații serioase, știți? Ar fi ok să aibă. La fel să fie. Cum a fost la femeie, o a avut, câți o a avut, asta e treaba ei. Așa e și treaba bărbatului, câți parteneri au avut. Nu mai multe de 5, cred că. Cu una o experiență, cu alta două. Așa, bărbatul întâlnă o trăsie mai experimentat față de o domnișoară de femei, că pentru un bărbat e o rușine mai mare dacă nu cunoaști ceva sau faci ceva nu corect decât pentru o femeie. Eu nu cred că trebuie să vorbim despre număr când vine vorba de parteneri, de relații. Oamenii au tot felul de păreri despre bărbați și femei. Multe din părerile astea sunt vechi de când e lumea și pământul și nu mai sunt actuale cu timpurile de astăzi. Astăzi nu mai contează câți, astăzi contează ca fiecare relație să fie unică și specială. De asta și băieții și fetele trebuie să-și privească relațiile ca unice, speciale și să nu le compare cu cele care au fost înainte, ori cele care o să fie în viitor. Fiecare relație să fie prima și cea mai importantă. Părerile tinerilor și adulților din acest box au fost foarte diferite. Psihologul ne-a comunicat că în acest domeniu nu există loc de comparații. Cert este că sexul nu e un maraton. Atât fetele cât și băieții pot să-și trăiască viața cum își doresc ei, să aibă mai mulți sau mai puțini parteneri sexuali.